timp au dispărut oamenii, nu știu exact, pe Victor Gurău nu l-am urmărit foarte exact, se pare că a rămas pe aceeași dimensiune, chiar dacă mai, dar alții au dispărut, pentru că presa între timp a devenit foarte și foarte dependentă și practic nu mai avem mijloace de presă independente care să poată reflecta și nici analiști politici independenți, nici experți, pentru că ăștia au fost mai devreme sau mai târziu cumpărați de banii mafiei. Iată, despre mafie vroiam să vă întreb, vă declarați luptător cu mafia? Eu nu numai mă declar, eu chiar sunt. În articolele dumneavoastră pe site-ul Antimafia, întotdeauna acest cuvânt este scris cu majusculă, deci respectiv îl personalizați ca pe un dușman, așa, în toată forța. De ce a apărut necesitatea creării acestei mișcări? De ce anume acum? Deci ea nu a apărut acum, ea a apărut 2 ani în urmă, pentru că eu eram conștient de faptul că după regimul Voronin va veni și vinea, se vedea foarte clar că vine un regim oligarhic și dacă pe timpul lui Voronin mafia, de atunci oligarhia, era controlată politic, la ora actuală mafia controlează politicul. Asta s-a schimbat de atunci. Deci dacă pe timpul lui Voronin, intenționat nu spun comuniștilor, pe timpul lui Voronin era, deci această oligarhie, această mafie care era atunci, avea formă îmbrăcată ideologic comunistă, la ora actuală aceeași mafie de atunci, aceeași mafie, aceeași mafios, aceiași oligarhi care au fost căpușă pe economia Republicii Moldova, la ora actuală au îmbrăcat pe același conținut, au îmbrăcat forma unei integrări europene și în rest nu s-a schimbat absolut nimic. Dumneavoastră nu mi-ați explicat de ce nu s-a creat atunci, dacă tot spuneați atunci s-a creat. Deci, mișcarea antimafie, de ce a apărut după instalarea la putere, așa zise, guvernări democratice? Atunci, în perioada când era Voronin la conducere, exista o opoziție și era o presă independentă care lupta împotriva regimului lui Voronin. Atunci era firesc ca să se dea acea bătălie. Deci în momentul în care Voronin și-a depus demisia și a plecat, a rămas dezgolit acest conținut mafiot al acestei țări și atunci era absolut necesar să apară o a treia forță. Probabil că vă este cunoscut sloganul nostru, când noi spunem foarte exact comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ. Prin acest slogan, de fapt, ceea ce vrem noi să spunem este că Republica Moldova se confruntă cu o criză de sistem. Iar Partidul Mișcare Populară Antimafie este un partid antisistem. Noi nu ne-am declarat luptători doar împotriva mafiei, noi ne-am declarat luptători împotriva unui sistem care de 20 de ani în Republica Moldova exploatează sentimentele naționale ale cetățenilor Republicii Moldova de diferite etnii, urmând ca în această perioadă să le umble la buzunare. Deci de 20 de ani lumea este pusă pe baricade interietnice, pe baricade de luptă geopolitică, dacă vreți, est-vest, iar în același timp, deci oligarhia și mafia din Republica Moldova, oameni foarte șmecheri, stau ca lipitoarele pe trupul și așa destul de istovit a acestei țări și sug seva acestei țări. În urma acestui fenomen, majoritatea populației active din țara asta a părăsit deja de mult țara asta. Majoritatea populației active nu mai are, nici nu-și mai vede viitorul legat cumva de țara asta și toate mișcările care apar, fie spre est sau spre vest, ele sunt dictate de faptul că oamenii nu-și mai leagă viitorul de această țară. Și atunci, deci mișcarea noastră este o mișcare împotriva acestui sistem. Dumneavoastră ați făcut parte din sistem, ați fost consilier prezidențial. Eu am fost nu numai consilier prezidențial, exact. 2007. Exact. Deci eu am fost nu numai consilier prezidențial, eu am fost altădată, așa cum ați anunțat, am fost și deputat, eu am fost implicat în mai toate procesele politice din Republica Moldova de la 1989. Eu am fost altădată vicepreședinte a Comitetului Executiv Regional. Ce n-ați schimbat? Eu n-am reușit să schimb aproape nimic pentru că eu nu am fost factor de decizie. Eu nu am fost factor de decizie, fiind altădată în mișcarea de eliberare națională. Dar eu consilier am fost, prezidențial... Consilier prezidențial nu este un factor de decizie. Ori prezența mea în staful prezidențial de atunci a fost una foarte exactă. Eu am venit în staful prezidențial imediat când a fost respins planul Kozak. Atunci, în acea perioadă, ca să explic acest lucru, eu cred că am avut un rol destul de benefic pentru viitorul european al Republicii Moldova, pentru că așa cum erau percepute lucrurile atunci,
oamenii din anturajul lui Voronin duceau o luptă acerbă împotriva statului român, împotriva României, pentru ca să nu poată accede în structurile europene. Deci creau tensiuni la frontiera moldo-română pentru ca să demonstreze că România este un stat agresor, un stat care nu ar merita să facă parte din Uniunea Europeană. Deci misiunea mea a fost foarte exactă, să opresc acest război și am reușit să fac acest lucru. Și ca să închei acest subiect, și în 2007, după ce România a devenit stat european, cu acte în regulă, eu am plecat de la președinție. În cazul ăsta, dumneavoastră, ați putea să dați o apreciere, cred eu, la justa valoare a acelei căi de integrare europeană care se face acum. Deci este una imitativă, deci Republica Moldova la ora actuală cu ceea ce face nu este implicată de fapt într-un proces de integrare europeană, pentru că integrarea europeană nu este o activitate de politică externă protegioasă. Deci integrarea europeană este de fapt o activitate de politică internă, de angrenare, de dezvoltare a unui stat după modelul european și de angrenare a acestor mecanisme în sistemul european. Acest lucru nu se face. Deci, fapt, este o mimare a reformelor, este nu numai o mimare a reformelor, dar este de fapt o mușamalizare a ceea ce există, ce înseamnă o tendință de a deveni un stat european, pentru că, la ora actuală, structurile statului și mafioții care se află la guvernare, ei folosesc reforma, o folosesc ca element de șantaj, de fapt, împotriva sistemului judecătoresc și așa destul de slab și corupt. Deci, atunci când spui, stimați prieteni sau cine sunteți voi acolo din justiție, justiție. Deci dacă voi nu vă supuneți ordinilor noastre, noi vă reformăm. Sau dacă cineva dintre voi nu înțelege ce vă spunem, noi vă optimizăm. Deci elemente extraordinar de bune ca și mecanism de transformare a unei societăți sunt folosite ca elemente de șantaj a unor oameni care de fapt nu fac nimic altceva decât să fure din țara asta. Mă refer acum la cuplul Filat-Plahotniuc. Bine, dar în cazul în care lumea, conform sondajelor, nici nu prea vrea deja, nu mai tinde spre integrare în Uniunea Europeană, de ce se mai mimează pe același vector? Deci este o greșeală. Este o greșeală de percepție atunci când se spune că lumea nu mai mizează pe un vector european. Este o greșeală de calcul și este o greșeală de viziune asupra lucrurilor. Lumea, neavând încredere în Alianța pentru Integrare Europeană care se identifică cu vectorul european, atunci când este întrebată de vectorul european, de fapt ea își defulează frustrările pe care le are de la activitatea Alianței pentru Integrare Europeană. Republica Moldova este țară europeană și de 20 de ani toate conducerile din Republica Moldova au jucat rolul de frână în procesul de integrare europeană. Deci acest proces, acest organism care este populația Republicii Moldova, genetic aparține spațiului european și instinctiv, dacă vreți, genetic va merge spre Uniunea Europeană. Și actuala alianță care se numește pentru integrare europeană la fel este o frână, este o frână foarte și foarte puternică în procesul de integrare europeană, pentru că ei de fapt mimând reformele și mimând integrarea europeană nu fac nimic altceva decât să compromită acest vector. Revenind la mișcarea antimafie, iată, nu mi-aparțin mie aceste cuvinte, aparțin femeii de afaceri Eugenia Duca. Ea spunea că, de fapt, mișcarea antimafie reprezintă niște reglări de conturi întârziate și Sergiu Mocanu cunoaște aceste scheme mafiote pentru că le-a pus în aplicare. Este un personaj care a fost folosit de Plahotniuc în perioada când eu l-am atacat pe Plahotniuc. Este o persoană care a avut o problemă de conflict, probabil e cunoscut, deci a fost sprijinită cam de toți democrații și a fost utilizată la fel ca și alte persoane, a fost utilizată ca oameni care au încercat să zădărnicească lupta mea împotriva lui Plahotniuc. Nimic din ce spune această doamnă nu este adevărat, eu nu am nicio treabă cu ceea ce spune ea și regret foarte mult de ceea ce i s-a întâmplat și de faptul că a fost utilizată. Dar ceea ce ați spus dumneavoastră atunci în replică, că s-a implicat într-un joc care o depășește. Sigur că da, exact ceea ce spun și astăzi. Deci ea s-a implicat această persoană, ca și alte persoane care au fost folosite atunci, ea s-a implicat în speranța că ăștia îi rezolvă problema. Și uitați că a trecut 2 ani de zile și nu i-au rezolvat, pentru că atât Plahotniuc și Filat nu folosesc oamenii pentru ca să le dea un ajutor, ci îi folosesc pentru ca să-și rezolve problemele lor. Foarte multă lume care a intrat într-un contact vicios cu Filat sau cu Plahotniuc, toată lumea a pățit același lucru. Ceea ce ați spus dumneavoastră de această persoană, a declarat ceea ce ați spus dumneavoastră acum 2 ani. De atunci ea nu mai declară nimic pentru că nu i s-a rezolvat problema ei.
pentru că dumneavoastră ați cuprins un segment de timp mai larg, ne întoarcem și noi la cu 20 de ani în urmă, atunci a fost semnată declarația de independență, dumneavoastră ați fost luptător în Transnistria, dar iată acum recent noi am auzit declarația primei persoane în stat, Marian Lupu, care spune că declarația de independență de fapt avea o altă conotație, o conotație a unei independențe provizorii, temporare. Iată, dumneavoastră, cum apreciați această declarație și în cazul ăsta pentru ce ați luptat dumneavoastră? Pentru declarații provizorii? Haideți să lămurim lucrurile. Deci, declarația de independență, eu mă consider parte a acestui proces care a avut loc atunci, pentru că eu am fost un luptător fervent atunci pentru independența Republicii Moldova. Eu am riscat cu tot atunci, este adevărat, eu am fost luptător în Transnistria, am fost rănit la război, sunt cavalera Ordinului Ștefan cel Mare, lucru cu care mă mândresc. Eu am fost scos de pe câmpul de luptă pe targă în conflictul din 92 și spun lucrurile astea ca să accentuez implicarea mea puternică în acea perioadă în procesele care se întâmplau în Republica Moldova. Gura păcătosului adevăr vorbește. Lupu, când spune chestia asta, ea este adevărată. Deci, dincolo de faptul că Republica Moldova la acea etapă era condusă de oameni mici. Oamenii care conduceau Republica Moldova și liderii de atunci nu erau oameni mari, erau oameni mici, mărunți, ca și cei de astăzi. Tocmai din această cauză, independența Republicii Moldova a fost umbrită de acea frică pe care au avut-o acești oameni până în oase, atunci când toate țările din jurul nostru își declarase independența, Rusia, Imperiul deja își declarase imperia, deci capitala Imperiului, în capitala Imperiului deja era declarată independența Rusiei, Ucraina, care era stabilă între noi și Rusia, își declarase independență, iar Republica Moldova, cu frica acelor oameni mici, și-a declarat ultima independență așa, foarte, foarte rușinat și foarte fricos, foarte, foarte cu frică de toată lumea. Atunci când a fost declarată independența Republicii Moldova, așa s-a văzut. Oamenii activi de atunci care s-au rupt și era absolut și firesc, pentru că noi eram dependenți doar de fosta Uniune Sovietică. Revenind la declarațiile de astăzi. Da. Iată, prima persoană în stat concepe declarația de independență ca una provizorie, cu o conotație temporară. Deci, eu nu știu ce a avut în vedere Lupu, pentru că eu nu prea înțeleg ce spune Lupu. Lupu vorbește prea sofisticat ca să-mi dau seama ce spune. Dar din numele statului? Eu nu știu dacă a înțeles cineva foarte exact ce a vrut să spună. Dumneavoastră vreți să spuneți că el, prin declarația asta, s-ar fi arătat antistatalist? El este statalist în felul lui, așa cum înțelege el lucrurile. Vorba nu-i de asta. Vorba este că foarte multă lume la noi, când este vorba de independența Republicii Moldova, tratează acest subiect în funcție de atitudinea lor față de stat în general. Statul Republica Moldova nu este deosebit de alte state. Statul în sine nu poate fi un fetiș. La noi, lumea aici, luptând pentru chipurile, pentru statalitatea Republicii Moldova, mai că nu spune populației de aici, domnule, noi suntem gata să murim, să stăm unul ca și unul, așa cum era în cântecul ăla, mă zățănoi, ne pastaim, mă pastaim zățănoi. Adică noi nu vom, orice preț ne-ar costa, noi vom ține pentru statul ăsta. Există păreri foarte radicaliste. Eu asta încerc să explic. Statul nu este un scop în sine. Statul este un mijloc prin care un popor își rezolvă problemele lor de suveranitate, problemele lor sociale, politice. Și statul ar trebui să aibă și grijă de statul. Eu, de exemplu, mă consider statalist, pentru că eu consider că statul Republica Moldova trebuie să fie un stat foarte puternic ca să reușească să-și realizeze visul lui de integrare europeană. Și atunci când vorbim despre statul Republica Moldova, asta avem în vedere. Trebuie să consolidăm acest stat ca să ne putem integra în structurile europene și atunci acolo în structurile europene să cedem deja o parte din suveranitatea noastră. Deci statul și există și trebuie să existe. Eu sunt adeptul statului minim ca la un moment dat să aibă putere să-și cedeze o parte din suveranitatea sa. Și noi o să cedem această suveranitate în favoarea unor structuri europene pentru ca Republica Moldova și poporul Republicii Moldova să poată trăi civilizat într-o lume civilizată. Iată, despre asta noi o să discutăm în câteva clipe după ce în studioul nostru vine invitatul din această seară, expertul, analistul politic. Domn Gureu, luați loc, vă rog.
venit în studio. Vă aduc aminte că astăzi invitatul din această seară de la emisiunea Prime Time este liderul Mișcării Antimafie, Sergiu Mocanu, și a venit și expertul pe care l-am ales noi, pentru că domnul Mocanu a ratat opțiunea de a-și alege un contravorbitor, este analistul politic Victor Gurău. Eu vă aduc aminte că puteți să ne contactați peste 15 minute, să interveniți în discuții, să participați. Va începe o parte interactivă. Adresele de Skype le găsiți pe pagina noastră. Vă aduc aminte că emisiunea este bilingvă și adresați întrebările în oricare limbă doriți. Bună seara, domnule Gurău. Bună seara. Discutam cu domnul Mocanu despre, am auzit o opinie foarte interesantă, ar trebui să cedem ceva din suveranitatea noastră și domnul Mocanu este sigur că o vom ceda pentru ca să ne integrăm în marea familie europeană. Dumneavoastră, ce credeți? Merită sau nu? În primul rând, trebuie să punctăm foarte calificat ce înseamnă să cedezi o parte din suveranitate. Pentru că suveranitatea nu se cedează. Elementul de suveranitate este consfințit prin Constituție și baza principală este articolul 2, suveran în Republica Moldova, este poporul. Iar poporul nu poate fi schimbat, adică nu poate fi schimbat suveranul. În ceea ce privește unele prerogative ale și funcții ale instituțiilor statului, ele sunt delegate și nu cedate. Ele se delegă prin vot către unele instituții formate colective pentru gestionarea a mai bună gestionare a unor domenii, cum ar fi politica externă, cum ar fi bugetarea, adică finanțele, cum ar fi sistemul vamal unic, cum ar fi sistemul de grăniceri și control al hotarelor, dar nu are nimic cu suveranitatea. Propriu zis, cedarea unor elemente din suveranitate pune cruce pe însuși stat existent. De aceea noi avem ceea ce avem în țările din Balcani, cum ar fi Grecia, care fiind la momentul actual un element de salvare colectivă a Uniunii Europene, practic are probleme negative cu cetățenii, care semnalează implicarea factorului extern, prea mare implicarea factorului extern în treburile interne ale statului independent Grecia. Înțeles. Domnule Mocanu, dumneavoastră vă declarați, sunteți un unionist cunoscut, vedeți calea integrării europene prin România. Deci, haideți ca să lămuresc lucrul ăsta. Eu nu cred că sunt un unionist cunoscut, pentru că nici eu nu mă identific la ora actuală ca un unionist. Eu am spus-o în repetate rânduri și am nuanțat foarte exact lucrul ăsta. Unionismul este un ideal al poporului român și nimeni nu poate refuza dreptul românilor de pretutindeni să aibă acest ideal. Acest ideal este împărtășit de o parte bună a poporului Republicii Moldova și el rămâne ca un ideal sfânt, dacă vreți, al poporului român. Unionismul însă nu poate fi un program politic la ora actuală. El putea fi văzut ca un program politic până la intrarea României în Uniunea Europeană. La ora actuală, unionismul nu poate îmbrăca formele unui program politic. Programul politic al Republicii Moldova este să-și consolideze statul Republica Moldova și să reușească să-și angreneze mecanismele acestui stat în structurile europene. Din păcate, România la ora actuală nu are capacități de absorbție a Republicii Moldova, așa cum a avut-o Germania de Vest. Și eu asta o explic întotdeauna, oricât și-ar dori oamenii visând ideal la o unificare. Bine, capacități de capacități cetățenie românească. Exact, deci dar eu sunt om al locului și marșul ăsta care a fost eu am spus atitudinea mea față de marș, eu am salutat manifestarea sinceră a oamenilor care ieșit în stradă, sunt niște copii extraordinar de frumoși care visează frumos și așa mai departe. Eu însă consider că acest unire sau acest ideal al merita o altă soartă. El nu poate fi cântecul de lebede al doamnei Pavlicencu sau cal de bătaie al lui Schelling și așa mai departe. Marșul care a avut loc pe data de 16, îl consider o
posibilitate, o șansă foarte bună a unui tineret frumos de a se manifesta și el nu trebuie interzis. Pe mine mă șochează atitudinile sălbatice față de asemenea forme de exprimare, la fel cum mă șochează atunci când există alte forme de exprimare, cum sunt, de exemplu, vorbitorii de limbă rusă din Republica Moldova, care au și ei opțiuni și pe care au tot dreptul să o manifeste în stradă și să o spună. Deci toate lucrurile astea sunt absolut firești. Și eu sunt un adept al democrației și al unui stat civilizat în esență. Și atunci faptul că acești oameni și-au exprimat acest ideal frumos în stradă, nu trebuie să pună lumea pe baricade. Structurile statului trebuie să facă tot posibilul ca lumea să nu se ciocnească. Și slavă Domnului că nu s-a ciocnit. Păi, i-au scos vreo 2000 de polițiști, au fost. Repet încă o dată. Noi acum, la ora actuală, avem un program politic foarte exact. Acest program politic, care nu este realizat de actuala guvernare, este programul de integrare europeană. Ori actuala guvernare, ca și toate guvernările, majoritatea guvernările, au fost frâne mai puternice sau mai slabe în procesul de integrare firesc a unei populații care a aparținut civilizației europene. Bine, dar chiar și Marian Lupu, tot revenind la declarația anterioară a dumnealui, zicea că a văzut acolo legionari fasciști. Ce a mai văzut? A văzut semnatari? Bine, lui Marian Lupu i s-au năzărit întotdeauna dușmani externi, interni. Eu țin minte declarația lui de aseară, seamănă foarte mult cu declarația lui din 7 aprilie. Deci el ceva de felul ăsta a declarat și atunci, că vedea prin geamurile sparte ale Parlamentului elemente a unei lovituri de stat și tot felul de chestii de astea. Frici, fobii, știu eu, deci în genele lui aproape medievale și așa mai departe. Marian Lupu ăsta care vorbește atât de sofisticat și alambicat, până la urmă, este, credeți-mă, vă rog, este o ființă destul de primitivă ca și percepția lucrurilor din jurul lui. Dacă e să vorbim despre problema unionismului, ea este o problemă foarte majoră pentru Republica Moldova. Nu este atât de simplu cum vorbește domnul Mocanu din punct de vedere al unui ideal frumos al unor tineri. Dar nu numai unor tineri, a națiunii române. Națiunea română este națiunea română. Noi suntem cetățeni Republicii Moldova și cetățeni liberi cu dreptul de a-și exprima opțiunea în mod pașnic. Totodată trebuie să punctăm foarte clar că aici vin să-i dau dreptate lui domnul Marian Lupu. Pentru că numai un miop și un chior nu vedea că prin rândurile manifestanților, ori acelor tineri frumoși, cum spune domnul Mocanu, erau tineri îmbrăcați în maiouri speciale care conduceau toate aceste manifestări și pe aceste maiouri era simbolica legionară. De ce spun acest lucru? Deoarece foarte puțini își mai aduc aminte că Republica Moldova în 1941, pe data de 22 iunie, a fost invadată de către un regim dictatorial. Acest regim dictatorial, Antonescu, a fost instaurat pe data de 6 septembrie 1940, după ce a fost impus Parlamentul României să fie desființat și mai apoi ca regele României de atunci, Carol al II-lea, să fie fugar din țară. Atunci când noi pe străzile Chișinăului avem tineri îmbrăcați în maiouri cu crucea pe piept și portretul lui Zelea Codreanu, sunt simptome foarte, foarte periculoase. De ce? Deoarece noi ne dăm destul de bine seama că românismul a trecut dintr-o fază romantică, a trecut într-un element de ideologie agresivă. Agresivă față de tot ceea ce este moldovenesc. Și vreau să vă direcționez atenția doar spre câteva elemente. Priviți atent comentariile care au urmat după ceea ce domnul Marian Lupu și-a expus poziția. Imediat, atac la persoană. Și în același timp, noi auzim cuvinte despre toleranță, vis frumos, romantism și așa mai departe. Așadar, acest lucru developează faptul că în spatele acestor tineri, eu accept că ei sunt romantici, eu aștept că ei au un vis frumos, iar în spatele lor sunt niște forțe care cu orice preț ar dori destabilizarea situației în Republica Moldova.
Un mic exemplu. Un mic exemplu, să vă spun. Acțiunea 2012 la Cahul a adus cu autobusele tineri de la Galați. A fost fixat. Balabălți și interviul sunt la televiziunile moldovenești când domnișoarele spun că una a venit de la Botoșani, alta a venit de la Iași. Adică cetățeni străini. Eu sunt pentru și sunt de acord cu domnul Mocanu ca cetățenii Republicii Moldova, liber, democratic și fără interdicții, să-și exprime punctul lor de vedere. Dar atunci când există implicare externă... Cine? Sunt mai multe. Eu am documentat, de exemplu, m-am pregătit în ședința specială care a avut loc la primărie, cu participarea procuraturii, cu participarea Ministerului de Interne, cu participarea tuturor instituțiilor de forță, când am pus pe masă un pachet de documente prin care am dovedit că acțiunea 2012 de facto și de iure nu există, că această platformă civică este constituită de către vreo 30 de organizații neguvernamentale, dar niciuna din Republica Moldova, și păzi, am pus o singură întrebare. Domnilor, dacă cu adevărat se dorește ca acest curent, să-l numim, în societate, să se manifeste pașnic, tolerant și în susținerea idealurilor proprii, de ce nici o organizație obștească care militează pentru unire nu a depus cerere legal, adică o persoană juridică din Republica Moldova? De ce doamna Pavlicenko nu a depus, pentru că este un partid unionist care declară că sunt detalii? Eu nu știu, eu cred că sunt detalii. Eu vreau să vă spun altceva, pentru că eu aș prefera totuși să ducem discuția noastră pe făgașul unor discuții foarte importante pentru țara asta. Și eu vreau să fac o singură remarcă la urmă. Remarca este că libertățile pe care le-au obținut unii cetățeni din Republica Moldova, aceeași libertate ca de a avea dublă cetățenie, cu părere de rău, este întrebuințată împotriva Republicii Moldova, împotriva propriului stat. Și unele partide, nu vreau să spun că la momentul actual partidul pe care îl reprezintă domnul Mocanu este un reprezentant a acestui curent, dar unele partide fac uz de aceste libertăți. Și cu părerea, credeți și dumneavoastră că aceste măsuri ar fi niște utilizate ca niște metode de a sutrage atenția de la sigur acele probleme, da, la care v-ați referit? Dar nu numai măsurile astea, dacă exact. Asta vreau să mă refer, dar sper că domnul Gurău nu se supără dacă eu fac o paralelă acum. Înțelegeți, eu vă înțeleg pe dumneavoastră atunci când aveți aceste frici legate de elemente despre care mi-ați spus în stradă, acești tineri teribili. Nu am nicio frică, domnul Mocanu. Nu, este vorba nu de frica dumneavoastră, este vorba de niște fobii din societate despre care dumneavoastră acum vorbiți. Vreau să vă spun că în perioada medievală, Inchiziția Bisericească vedea în orice manifestare a unui cetățean liber cornițele diavolului. Și probabil că și aici există un fel de preocupare din asta, eu nu vreau să-i spun provincială, nu vreau să-i spun știu, dar spuneți, desuietă. Vă rog, că am devenit o provincie deci, în urma apariției acestui stat noi, modern. Eu nu vorbesc acum de stat, eu vorbesc de mentalități. Eu vorbesc de mentalități care au și acumulează în sine aceste fobii, care nu țin de problemele propriu-zise ale Republicii Moldova. Ba și, ele țin, și nu numai pentru marșul, că dumneavoastră cunoașteți că atâta timp cât va exista aceste curente agresive din punct de vedere asupra statalității... Da, dar domnul Gurău, eu vreau să vă spun că eu nu cred că marșul unionist apărea în vara acestui an dacă în iarnă nu erau acele manifestări la fel de furibunde cum au fost ale Partidului Comuniștilor, care ieșeau în stradă. Și când eu am crezut că Partidul Comuniștilor o să lupte împotriva mafiei și oligarhiei și că Voronin va ieși în fața lumii astea în Piața Mare Adunării Naționale și va spune: oameni buni, iertați-mă că eu i-am creat pe hoții ăștia. Nu, stați închei. Tot ce spuneți îți vinoveți comuniștii. Deci nu, stați să vă spun. Deci eu cred că și marșul unioniștilor este o reacție la acele baricade pe care le construiește și Partidul Comuniștilor. Comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ, pentru că fiecare folosesc... Eu aud asta în fiecare seară exact, la două posturi exact, de televiziune. Folosesc da, elemente de luptă interietnică pentru a-și ascunde. Dar vreau să vă dau informații pentru a combate orice. Acțiunea 2012 și tot scenariul ăsta care se petrece a fost pus la cale încă în luna mai 2011. Adică dacă analizați corect și coerent
documentația care arată și scoate la iveală acest fenomen, noi vom vedea și vom analiza că acesta a fost pregătit din timp și nu are nimic comun cu acțiunile Partidului Comuniștilor. Domnul Ocan, dumneavoastră ați spus că ați avut așteptări mari de la Voronin. Eu n-am spus că am avut așteptări mari. Eu n-am avut așteptări mari. Eu am avut așteptări, nu. Eu am avut așteptări nu de la Voronin. Eu am avut așteptări de la o clasă politică care ar fi venit să înlocuiască regimul lui Voronin. Eu am avut așteptări că ei vor pedepsi crima săvârșită de Voronin altă dată. Eu am avut așteptări că ei nu vor folosi elementele unui regim despotic de atunci în scopuri personale de a se îmbogăți. Eu am avut speranța că schemele care au fost create în spatele lui Voronin atunci vor fi desființate. Ori schemele care au fost create atunci au fost preluate de ăștia și sunt exploatate la ora actuală mai abitir decât a exploatat Voronin aceste scheme. Eu aceste așteptări le-am avut. Iar atunci când comuniștii care se află în opoziție au ieșit în stradă și au scos lumea în stradă, acești oameni pentru care eu chiar mi-e milă de ei, acești oameni bătrâni, când sunt puși cu steaguri roșu-albastre și li se spune că pericolul adevărat vine din România și nu de la mafia creată de Voronin în altă dată, atunci sigur că eu mă indignez. Deci această mafie care stă la guvernare acum, acest placotniuc a fost creat, este copilul din floarea lui Voronin. A fost creat, făcut aici, a fost făcut de Voronin prin tot ceea ce i s-a cedat. Știți dumneavoastră că pentru privatizarea hotelului Codru din centrul Chișinăului la kilometru zero, familia Voronin și-a luat ospătăria Parlamentului în dar de la Plahotniuc. Știți dumneavoastră că majoritatea capitalurilor care au făcut-o familia Voronin atunci au fost făcute de către perspicaciu Plahotniuc și la ora actuală Voronin nu inițiază această luptă împotriva oligarhiei pentru că el a creat-o în speranța că el reușește să vină la putere și să-și preia pârghiile înapoi și atunci toată lumea asta stă și se uită, unioniști, neunioniști, steaguri roșu-albastre, steaguri tricolore, fără stemă, cu stemă și toată lumea este pusă iarăși pe baricadele unei lupte absurde, interietnice. Și le scapă. Procuratura și organele... Păi da, procuratura n-are cum să implice, pentru că procuratura a fost cumpărată cu 2 milioane de euro de la Ureteanu de către Plahotniuc. Și procuratura a rămas absolut neschimbată. Eu astăzi când aud anumite persoane, pentru că deci eu am tot respectul pentru oamenii care votează Partidul Comuniștilor și înțeleg de ce votează și mi-e milă de ei că au devenit victime a aceleiași oligarhii care pune lumea asta pe baricade. Eu de aia și repet, domnul Grău, de fiecare dată, comuniștii și mafia de la guvernare sunt o apă și un pământ, pentru că sunt un sistem care de 20 de ani pun lumea pe baricade. Atunci când noi le spunem, și asta e adevărat, și lumea vede că suferă din cauza unei mafii la guvernare, vine Partidul Comuniștilor astă iarnă cu steaguri roșu albastre și le spune că, de fapt, pericolul vine din România. Ceea ce nu este adevărat. Eu am ascultat atent și chiar n-am vrut să-l întrerup pe domnul Mocanu din mai multe motive. Primul motiv este că ceea ce am invocat domnia sa că în societate ar exista niște fobii, eu acum încă o dată mi s-a cristalizat că domnul Mocanu este condus de niște fobii, niște frustrări proprii pe care, cu părere de rău, le exploatează, dar nu le exploatează eficient. De ce spun acest lucru? În primul rând, prin faptul că domnia sa vorbește despre unele lucruri care, după datele factorilor din exterior, au apărut înainte ca comuniștii, ca și comuniștii să fie la guvernare. Adică prin anii 98-99, când prietenii domnului Mocan se aflau la guvernare. Adică în 99 există raportul Băncii Mondiale unde se dau semnale că Republica Moldova devine un stat captiv. Adică se formează un sistem de jăcmănire a bunului public. Ne aducem aminte cu Petru Lucinski, cu aceeași situație. Acum este la modă totul de a da la fundul comuniștilor, ori totul de a da la fundul unor persoane. Deși în Republica Moldova există un sport național, el se numește pupincurismul. Și l-ați observat, cum vine cineva la putere, masa negativă, feudali, locali și cei de bilon, repede lângă putere, să se lipească ca să prindă un locușor la treucuță. Cei care nu prind locușorul la treucuță, începa să indigna
Cum așa? Noi tot am făcut efort pentru ca comuniștii să fie dați jos de la putere. Adică noi am depus, noi am luptat pentru așa ceva și ei n-au prins locul la această treucuță, adică că sunt fructe. Mai departe, un element tot foarte important. Domnul Mocanu, ca și mulți alții, a salutat venirea la putere a actualei guvernări, inclusiv cu iubitul domniei sale, Plahotniuc. Adică a aplaudat, a spus bine, ca mai apoi când nu s-a găsit locul și când au început a prevala frustrările și unele chestii de alt ordin, au început atacurile. Eu vreau să analizăm în complex ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sunt de acord cu domnia sa, cu adevărat. S-a format un sistem și actuala guvernare l-a adus la un nivel tehnologic de întrebuințare nemaipomenit. Eu vreau să o întreb pe domnul Mocanu, ce este mai rău în opinia dumneavoastră? Să creezi un sistem sau să-l utilizezi și să-l consolidezi? Și alta este rău. Eu trebuie să spun însă că domnul Gurău a avut dreptate, este adevărat și eu recunosc lucrul ăsta, că eu am salutat această guvernare. Eu am salutat-o fiind izolat de societate. Eu am stat 4 luni închis la comanda exactă, deci la ordinul lui Voronin personal. Am stat închis 4 luni de zile după evenimentele din 7 aprilie și era absolut firesc, pentru că sunt și eu, copiii mei erau pe teritoriul ambasadei României, tot erau izolați de societate și era absolut firesc ca eu să vreau să pice acest om care mi-a dorit moartea, pentru că în pușcărie mi-a fost pregătită lichidarea fizică tot la ordinul lui și era absolut firesc ca eu să vreau să scap. Pregătită și de ce a ieșuat? A ieșuat din simplu motiv că ambasada Americii m-a scos din celula în care mă țineau ei. Dar atunci într-o celulă. Voronin nu era atot puternic. Niciodată n-am spus. Eu niciodată n-am spus că Voronin a fost atot puternic. Voronin a fost o caricatură despotică, la fel ca și alte caricaturi. N-a fost un despot adevărat. Deci lui s-a părut și a crezut că rămâne în istorie ca un despot feroce și așa mai departe. Nu, el a fost la fel de mărunt ca și toți ceilalți. Și a fost mai degrabă o caricatură despotică și i s-a părut că îi va ajunge curaj să mă lichideze. Dar cine v-a avut, le-au tremurat de mâna. Deci au intervenit organismele internaționale, a ajuns până să vină un consilier de la ambasada Statelor Unite ale Americii și să mă scoată dintr-un subsol unde m-au ținut 16 zile în întuneric, fără lumină, fără acces la nimic absolut, așa ca să înțelegeți ce a fost chestia asta. Deci într-o celulă în care nu știi că îi zic că e noapte, într-o celulă rece. Și asta fără nicio motivație. Fără niciun motiv. Deci ați stat cu mintea acasă și au venit și v-au învățat. Vă spun imediat cum a fost. Deci, dar și asta după ce, tot la ordinul personal lui Voronin, copiii mei erau pe teritoriul ambasadei României, într-un proces inventat și așa mai departe, care Voronin a recunoscut de altfel. Voronin a recunoscut public, a ordonat arestarea copiilor mei într-o formă anumită. A recunoscut public că a dat ordin să mă bage pe mine la pușcărie și atunci eu vă dau dreptate dumneavoastră că eu vreau să văd sub formă de analiză, să văd măcar o sursă unde domnul Voronin a recunoscut. Vă spun foarte exact. Ar fi bine, dar eu le public. Atunci sigur că da. Și când aducem exact, dinuiri, pentru că eu acum dumneavoastră vă dau dreptate că în activitatea noastră politică noi avem și multă motivație personală. Eu vă amintesc din istoria Rusiei, pe care sunt sigur că o cunoașteți foarte bine, că prima revoluție rusă a avut loc din cauza unei bucăți de carne stricate pe care niște marinari de pe Curiasatul Potemkin n-au mai dat. Exact. Și atunci, în lupta pe care o dau eu în viața asta, există și un puternic element personal. Eu mă identific cu multe suferințe pe care le-au avut oamenii ăștia și eu, când vă vorbesc foarte motivat, pentru că eu am luptat pentru țara asta, eu nu m-am dat țării este, eu n-am furat de la țara asta, eu n-am devenit bogat și așa mai departe. Elementele care, unde Voronin a recunoscut și lucru pentru care unul dintre capitele de acuzare împotriva lui Voronin atunci când eu îi doresc lui sănătate multă, eu am în vedere sincer că eu vreau ca el să aibă multă sănătate ca să ajungem să-l băgăm la pușcărie pentru crimele pe care stima și respectul față de dovezile pe care și vorbim pe care le aduce, Voronin, dar n-ați inițiat nici un proces, că dacă aveți surse, exact, aveți surse informaționale, aveți tot. Asta este un dosar final. Sigur că da. Dar de ce?
Voronin, nu ați inițiat măcar o cerere. Lui Voronin, căruia îi doresc multă sănătate, va sta la pușcărie pentru că și-a uzurpat propria calitate de președinte a Republicii Moldova și voi acționa și eu în judecată personală. Haideți cu uzurparea propriei calități de președinte. Da, exact, o lăsăm, da. Mai deoparte, dar eu personal, aș fi pornit un proces împotriva lui dacă noi am fi avut la ora actuală justiție independentă. Și dacă nu cumpăra funcția de procuror. Ați stat 16 zile. Nu 16 zile, 4 luni am stat. Bine. Iar 16 zile într-un subsol. Ați salutat venirea la putere a actualei guvernări. Ați ieșit, ca să ies la libertate. Ați ieșit la libertate entuziasmat. Nu entuziasmat. Am ieșit la libertate, destul de necăjit. Am ieșit destul de necăjit și foarte slăbit. Ați salutat formarea acestei guvernări ca mai apoi să începeți o luptă acerbă împotriva... Dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, fiecare dintre noi pornim a face analize de la propriile experiențe. Eu nu am asemenea... Da, dar eu nu am experiențele dumneavoastră. Eu niciodată nu am lingoșit pe nimeni. Eu niciodată nu am făcut pași prin care să mă gândesc eu fac pasul ăsta, salut, de exemplu, venirea Alianței, pentru ca să-mi găsesc un locșor pentru dânsi. Eu niciodată n-am avut intenția măcar să fiu cu acești coști, pentru că eu știam foarte exact cine vine la guvernare. Mie dar trebuia... ați fost cu alți prieteni cu care ați început această luptă și tot seamănă mai mult ca o lingușenie. Despre ce vorbiți acum? Eu, când ați format această, această mișcare, să spunem partid politic, aveți niște colegi. La ce membri de partid. Vă referiți acum probabil la martorii în procesul pe care l-am pornit eu împotriva lui Plahotniuc. Dacă vă referiți la... Deci haideți să vă spun. Nu, stați, vă rog, un singur element. Membrii ai mișcării domniei voastre. Deci exact mai jos de video pe care urmăriți acum emisiunea. Ne puteți contacta și adresa întrebări în direct domnului Sergiu Mocan. Ilie Rotaru, Victor Șviorel Țopa, Anatol Cășlaru, deci Vlad Surcanu, deci toți ăștia au fost niște oameni care au fost probe în procesul public pe care l-am pornit eu împotriva lui Plahotniuc. Martori pe care i-am luat eu alături de mine să mărturisească împotriva acestui hoț care a venit la guvernare în Republica Moldova. Dumneavoastră știți foarte bine acest lucru pentru că atunci se pare că dumneavoastră împărtășați același punct de vedere. Eu nu l-am schimbat, dar mă bucur foarte problema mult. Este că în timp, analizând și cunoscând unele persoane foarte aproape, cum ar fi directorul de la Carmez, cum ar fi alți cetățeni care au apărut lângă dumneavoastră. Ce cu directorul de la Carmez? Eu mi-am făcut o analiză proprie și mi-am dat seama că ăștia toți sunt de conjunctură ca să-și câștige proprietatea și să jăcmănească de la domnul acții. Domnul Gărău, s-ar putea să aveți perfectă dreptate. Pe mine însă nu mă interesa și fiți de acord. Că nu vă interesa imaginea dumneavoastră publică. Lăsați imaginea mea. Dacă nu vă supărați, noi avem un prim interlocutor care ne-a sunat să ne întrebe ce. Bună seara! Bună seara! Sper că mă auziți bine. Da, vă auzim. Da, bună seara, mă numesc Lucia, bună seara domnul Mocanu, bună seara domnul Gureu. Bună seara. Eu vreau să-i adresez domnului Mocanu o întrebare. Iată, săptămâna trecută citeam un raport a unei comisii de revizori de la Ministerul Muncii și cu stupoare am aflat că acum, de exemplu, în raionul Cimișlia, la cetățenii cărora li s-a acordat în perioada 2009-2011 ajutoarele sociale, ajutoarele astea pentru foc, li se vor lua banii înapoi pentru că, vedeți, nu au indicat animalele care le-au avut în 2009 sau 2010. Asta mi se pare absurd. Dar, pe de altă parte, uitați-vă ce situație avem. Avem Pantelei Sandulache, căruia i s-a dat 400.000 de euro fără o decizie definitivă a judecății, pentru că mai era Curtea Supremă de Justiție și acum dumnealui urmează să întoarcă 399.000 de euro pe care zice că i-a cheltuit, nu știu când îi va întoarce. Avem 5,6 milioane de euro în legea cazinourilor, care tot există deja un raport a unei comisii parlamentare trimis Procuraturii Generale. Nu vedem niciun rezultat. Raportul, am impresia că e prezentat ori în februarie, ori în aprilie. Nu avem niciun rezultat. Avem un alt caz. Muniție, armament vândut de Ministerul Apărării. La fel, Parlamentul a stabilit că a fost ilegal. Eu vreau să vă întreb dumneavoastră ce credeți. În aceste cazuri, noi o să avem pe cineva băgat la pușcărie sau o să răspundă cineva, o să întoarcă cineva banii ăștia înapoi statului. Pentru că, vedeți, cetățeanul simplu trebuie să întoarcă acum cei 250 de lei pentru căldură înapoi. Doamna Lucia,
Aveți cuvântul meu astăzi la data de 25 septembrie 2012. Hoții ăștia vor sta cu toții la pușcărie. Aveți cuvântul meu ca și politician care mă ocup de politică în țara asta. Dacă vă pare că noi cu domnul Gureu ne confruntăm în acest studio, este doar este o confruntare foarte, foarte lejeră, pentru că avem anumite divergențe, dar domnul Gureu, la fel ca și mine, probabil este preocupat de același lucru, pentru că sistemul ăsta trebuie demolat. Avem poate divergențe în altă privință, pentru că eu consider că doamna Lucia, în afară fac o mică abatere și vă spun că întrebarea noastră colegii mei or să o fixeze și eu am să mă interesez în mod obligatoriu de acest caz și vom face toate posibilitățile să mediatizăm acest lucru și să facem presiune asupra lor. Atunci când Mișcarea Populară Antimafie va fi partid de guvernământ, și asta se va întâmpla, eu cred, cu tărie în acest lucru, pentru că această mișcare la ora actuală capătă sprijinul celor care încep să înțeleagă că trebuie distrus acest sistem, atunci toți acești hoți, dar fiecare va răspunde pentru faptele lor personale. Știți care e confuzia întotdeauna? Oamenii trăiesc întotdeauna în colectivitățile lor, în găștile lor, trăiesc impresia că responsabilitatea va fi colectivă, la fel ca și potlogăriile pe care le fac atunci când sunt la guvernare. Eu le amintesc și cu această ocazie, responsabilitatea întotdeauna este personală și fiecare dintre noi răspundem doar pentru faptele personale. Tocmai din această cauză eu personalizez întotdeauna foarte exact mesajul. Cu tot respectul, dar cred că nu depinde doar de mișcarea antimafie. Nu numai de mișcare. Ce trebuie să facem noi, societatea? Ce trebuie să facă? Nu numai mișcarea antimafie. Masa politică care mai este. Doamna Lucia, aveți perfectă dreptate. Nu numai de Mișcarea Populară Antimafie. Eu am vorbit pur și simplu pentru că eu această mișcare o reprezint. Dar există în afara Mișcării Populare Antimafie foarte mulți oameni. Și faptul că dumneavoastră ați vorbit cu foarte multă îndrăzneală astăzi aici vorbește despre faptul că și dumneavoastră vă implicați și dumneavoastră nu vă mai împăcați cu nedreptățile care sunt în această societate. Iată, vreau să mă întreb. Eu aș vrea foarte scurt să spun că doamna Lucia se vede că este o persoană foarte informată și se aduc la cunoștință că deja s-au depus câteva ei interpelări de deputat în legătură cu constituționalitatea acțiunilor, mai ales a Ministerului Muncii, deoarece acest pachet social format și plătit cetățenilor nu poate să aibă o putere retroactivă, adică să dai cetățeanul și pe rând să iei înapoi. Și cred că aceste negăbii se fac datorită faptului că actuala guvernare pur și simplu se neacă, nu mai are resurse financiare și pur și simplu încearcă să mai economisească pe spatele tot a cetățenilor și nici de cum pe spatele celor care jăcmănesc această țară. Să crepească anteriul arvinte, cum ar veni. Doamna Lucia, noi vă mulțumim foarte mult pentru sunet și dacă nu mai aveți întrebări, eu am să întreb pe domnul Mocanu, de ce, iată, dumneavoastră spuneți că soluția ar fi ca să vină la guvernare partidul Mișcarea Antimafie, de ce nu aveți susținere acum? Pentru că, pe de o parte, constatați că toată lumea este nemulțumită de ceea ce are acum, toată lumea e sărăcită, e plină de datorii, de facturi mari, iată acum mai trebuie să întoarcă și acel mizer ajutor material pe care îl primește. De ce nu aveți susținerea? Stați singur în fața... Nu sunt singur. Mafie, așa cum nu sunt singur. Eu nu am nici cel mai mică, știu eu, disperare de cauză pe motivul că noi suntem la ora actuală puțin, pentru că o cauză mare se construiește încet și destul de anevoios. Eu construiesc o cauză mare. Eu adun în jurul meu oameni mari. Eu consider până acum că la vremuri mari avem nevoie de oameni mari în țara asta. Marea problema noastră a fost întotdeauna că la vremuri mari am avut oameni mici și vin vremuri mari. Schimbările europene, multe alte conjuncturi internaționale ne vorbesc despre faptul că în câțiva ani de zile noi vom trăi vremuri mari, vremuri în care vor fi luate decizii de principiu și de destine ale acestor popoare și în special poporul care îl reprezentăm noi. Bine, dar dumneavoastră ați făcut un pas îndrăzneț. Iată, ați prezentat lista neagră a justiției moldovenești, exact. Da? Dumneavoastră ați prezentat-o, nu a urmat nimic. Dar nu avea, stați o clipă, nu avea cum să urmeze. Deci oamenii care sunt în lista asta, prin această listă, sunt preîntâmpinați. Ăștia sunt primii care vor fi trași la răspundere pentru crimele pe care le-au săvârșit. Nu vă supărați, dar trei persoane din această listă a ajuns președintele Republicii Moldova. Este adevărat, dar este absolut firesc
că această persoană care este a treia în lista neagră a justiției a ajuns președinte a Republicii Moldova, este firesc pentru că statul este un stat ocupat de o hoardă tataro-mongolă, îi spun. Și nimeni nu va ia în serios atunci. Dacă nu este adevărat. Dacă dumneavoastră ați prezentat această listă la câteva zile înainte să fie ales. De ce nu mă ia nimeni în serios? Deci, probabil că chiar mă ia în serios, pentru că eu am prevăzut, deci foarte multe lucruri pe care le-am spus eu, exact așa s-a întâmplat. Așa exact s-au întâmplat. Asta vorbește despre faptul că noi suntem oameni foarte bine informați, noi știm foarte exact ce avem de făcut și noi la ora actuală nu avem altă posibilitate decât să facem dosare, să le facem dosarele acestui sistem mafiot. Și credeți-mă, vă rog, că toți vor fi trași la răspundere. Fiecare va răspunde pentru faptul. Domnul Mocanu face fix cum am încercat la începutul anilor 90, fiind președintele Comisiei pentru Comerț și Alimentația Publică, am invitat un evreu în Consiliul Municipal. Uh-huh. Și am invitat un evreu bătrân din Comerț și l-am întrebat, cum ar fi să mă compor, deoarece prea rău cunosc sistemul. La un moment dat, domnia se răspunde foarte simplu. Victor, dacă a lucrat în comerțul sovietic și a fost șef, pune-l la dubă. Nu greșești. Ceea ce spune domnul Mocanu, previzibilitatea, adică noi am prezis, cunoaște toată lumea. Acestea nu sunt elemente de ceva de senzație. Că la noi justiția este coruptă, că la noi s-a creat un sistem politico-oligarhic pronunțat, că la noi s-a instituționalizat oligarhia practic în urma unor acțiuni, inclusiv și ce a spus noastră despre cetățeanul Timofte, care a fost votat tot hoțește în Parlament. Dar ați spus un element foarte important. Cu părere de rău, cunoscându-l de mult pe domnul Mocanu, cu adevărat se întâmplă ceea ce vorbim noastră. Adică, prevalează elementele personale. Nu sunt mesaje sociale. Nu sunt program, priorități cu care s-ar identifica cetățeanul. La noi, la momentul actual, domnul Mocanu este perceput ca un cetățean care are vendetă personală cu familia pe Voronin, cu Plahotniuc și cu unii care nu-l agrează, ori nu l-au catalogat ca un politician serios. Interesant să aflăm cu ce se... Știți, problema este că cetățenii, în ultimă instanță, detestă orice guvernare. Dar haideți să-i întrebăm, ei ar putea să ne controleze. Ei pot să ne spună, însă, dacă vorbim despre mișcarea antimafie, și iarăși revin la acel proces public, acel proces public, pentru că dacă vorbim la momentul actual și încercăm să punem pe tapet acțiunile opoziției neparlamentare, uh-huh, ele trebuie să aibă un mesaj, un program coerent și nu mesaje de genul acesta, că dacă vin îi pun la dubă. A mai fost unul prin 2009 care a umblat prin piață cu unele drapele de culoare verde și a spus, domnilor, noi facem dreptate. Da. Au trecut 3 ani de zile. Da. Și domnul Mocanu în această vară spune că nu... Tot așa. Adică, cum cetățeanul? Dumneavoastră ați spus că nu poate fi rezolvată problema atacurilor Raider, pentru că pe Raiderul principal, cum îl numiți dumneavoastră, Vladimir Plahotniuc, îl protejează premierul Filat, exact, cel la care face trimitere domnul Gureuc în 2009. Da, aici trebuie să-i dau dreptate, pentru că dacă n-ar fi existat un sistem colectiv, iar domnul Mocanu vorbește despre responsabilitatea individuală, atunci ceva s-ar mișca în țara asta. Dar se vede treaba cât timp, mă iertați că termin, cât timp de 8 ani de zile a fost vinovat unul Voronin și cel mai important, cu părere de rău, eu nu am chestii de rudenie ori ceva, la domnul Voronin poate că sunt multe păcate, dar este un foarte important să punctăm domnul Mocanu și să fii de acord. Deci în limbajul e greu să te abții
când ai puterea absolută, adică când ai o majoritate constituțională, și asta trebuie de menționat. Pentru că mulți care spun că zice, că Voronin un despot, mă, având puterea... N-a fost o caricatură despot. După părerea noastră, pe când cetățenii cu păreri de, cu, au altă părere și vă percep, îl percep pe domnul Voronin mai bine decât pe dumneavoastră. Da. Dumneavoastră știu, poate o să deci discutați este... despre personalități într-o discuție nu, doar privată. Să mari, care, mari. Foarte, foarte da. Scurtă. Eu vroiam să revenim la lista neagră. Este o muncă pe care ați depus-o, ați făcut o listă neagră a justiției. Bine, am văzut că nu a avut spre regret deocamdată niciun rezultat, dar tot atunci dumneavoastră ați promis că va urma o listă de procurori și o listă de procurori și exact. Deci lista noi o avem și noi o să o prezentăm în foarte scurt timp pentru că noi avem un întreg program în acest sens. Reținerea s-a produs din câteva motive, deci pentru că noastră aveți dreptate, dar noi nici nu am spus de la bun început că uite noi facem lista asta și imediat începem să-i pedepsim. Acești oameni vor primi pedepsa de la instituțiile independente judecătorești care vor fi create de antimafie. Apropo de programul pe care îl spunem noi, eu chiar m-am amuzat, adică m-am bucurat și m-am amuzat de modul în care dumneavoastră prezentați Mișcarea Populară Antimafie, pentru că noi într-adevăr suntem o mișcare cu o puternică motivație personală și... Da, ea se simte. Da, exact. Există o puternică motivație personală. Dar ea denotă o chestie de frustrare, nu de motivație. Bun, așa o vedeți dumneavoastră, frustrare. Nu intrăm pe terenul psihanaliză. În acest an la un dosar împotriva lui Vladimir Plahotniuc. Iată, aveți aici o întrebare pe Facebook de la Ernest Vardanian. El vă întreabă dacă pe domnul Mocanu, dacă получила ли развитие история с лондонским и кипрским судом в отношении Владимира Плахотнюка. Господин Варданян, она получит, бесспорно получит развитие, потому что сегодня там анализируется вот эта вся информация, в котором Плахотнюк был облечен как бенефициар или тот человек, который взял в свои руки вот эти банки и так далее, и так далее. Оно получит развитие. Я понимаю, и вот господин Гурев здесь, я понимаю и господина Гурева, и вас, потому что действительно люди уже жаждут тому, чтобы что-то случилось, чтобы наши действия имели какой-то результат. Но наши действия, я вам скажу, имеют результат, хотя бы по отношению к Плахотнюку, потому что то, что мы сказали, то, что был, в чем он был обречен сегодня, то есть летом, это не дало возможность ему прибрать к рукам Молтелеком. Уже было все готово к августе месяце, чтобы он прибрал к рукам Молтелеком. Он сейчас готовится прибрать Молтелеком уже в январе, потому что ему приходится сегодня переставить все эти офшорные фирмы на другие людей и так далее, и так далее. Хотя бы в этом смысле мы напутали его планы. Очень скоро его увидим. Я вам скажу, чьи мы? Pentru că lumea din Republica Moldova vă percepe că sunteți un miliardar care aveți capacitatea să plătiți un avocat, nu. Iar în Londra cam închipui că costă un avocat nu, ca de statura să, ca să celui enunțat. Eu nu știu, eu nu m-am ocupat de păi procesul. Păi noastră spuneți că noi. Nu, stați o clipă. Deci, când eu spun noi, eu mă refer la curentul de opinii pe care l-am făcut eu și care a generat asemenea activități. Dar poate chiar nu numii care stau în spate deci, acolo. Dar nu stau în spate. Acești oameni stau în față. Deci oricine ar fi putut, la fel cum a făcut-o Victor Țopa, oricine ar fi putut face acest lucru dacă trăiam într-o țară normală, zic eu. Da? Adică asta trebuia să o facă procuratura, putea să o facă Centrul de Combatere a Crimelor Economice deci, și Corupție. De ce procuratura oricine? Tace? Păi da, procuratura tace pentru că procuratura tace pentru că procuratura este a lui Plahotniuc. Deci el a pus mâna pe instituțiile statului. Dumneavoastră tot vorbiți de un an de zile despre dar asta, dar asta da, da, sigur că nu se schimbă, pentru că ei au fost votați și ei la ora actuală cine, cum să
Cum se schimbă ceva dacă poliția este a lor, centrul de combatere a crimilor este a lor, deci ei plătesc în plicuri. Dar toate instituțiile sunt a lor, că noi, cum a spus domnul Mica, exemplu, noi suntem puterea și facem ce vrem. Exact. Procurorul anticorupție primește în plic 10.000 de euro de la Plohotniuc în fiecare lună. Îi se plătește. Pentru faptul, puțin? Deci asta e salariu, eu nu vorbesc de onorare, eu vorbesc de salariu pe care îl are de la Plohotniuc. Eu nu mai zic de altă lume care își primește bani în plic. Eu nu mai vorbesc de presa din Republica Moldova. Dumneavoastră vedeți ce se întâmplă cu analiștii politici, colegii dumneavoastră, cu experți și așa mai departe. Toți ăștia se duc și iau plicul de la șeful lor. Deci noi avem directori de opinii în țara asta care s-au biduinizat. Deci sunt pur și simplu niște biduine a unor sclavi, a unor stăpânitori de sclavi, cărora ăștia le plătesc banul și ei în spațiu public fac ce aici fac. Și eu despre lucrul ăsta spun deschis. Domnul Gureu are perfectă dreptate atunci când spune că despre lucrurile despre care spun eu, aceste lucruri sunt arhi cunoscute în societatea asta. Și deja numai au devenit obișnuință. Exact. Dacă numai ca să înțelegeți, mai avem o întrebare, numai ca să încheie aici și răspundem la întrebare. Vorba este că eu sunt absolut sigur că într-o bună zi, cuvântul pe care îl spunem noi, cuvântul pe care îl repetă astăzi tot mai multă lume, cuvântul pe care îl spune și domnul Gureu, chiar dacă este în disonanță cu mine, acest cuvânt va trage la cântare în viitoarea campanie electorală mai mult decât kilogramul lor de orez, decât tonile lor de orez pe care le cumpără ei acum, pentru că la început păi a fost ei ar aduce deja salam și carne. Nu vă sperați, avem o întrebare, cu toate brații țopă, e какое отношение они имеют с вашим отношением? Во-первых, они не братья. И даже не однофамильцы, говорят у нас. Однофамильцы. Виктор и Виорел Цопа. Это является свидетелями в том публичном процессе, который я начал против Плохотника. И я смог это действие, которым горжусь сегодня, что я тогда смог пойти с войной на эту мафию, потому что появились аргументы против этой мафии. Я сегодня, у меня нет ни времени, ни возможности вам объяснить мотивацию этих людей, не только Виктора и Виорела Цопу, а еще несколько людей, которые вышли рядом со мной и сказали прямо, мы можем заявить о том, что этот человек является вором, что он своровал у нас, что он будет воровать у вас и так далее. Асса Патфио Преспунери. Домля Гурау, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Виталий. Добрый вопрос вечер. К господину Муканову. Вы много раз говорили и называли вслух, можно даже сказать, фамилию кукловода, имя кукловода господина Плохотнюка. Говорили, что у него в руках сосредоточена тотальная власть. Ну, как вы считаете, это первый мой вопрос к вам, как вы считаете, может ли в данный момент этого человека что-то остановить, если у него сосредоточена тотальная власть? Если от него, судя по вашим заявлениям, зависит в том числе и будут ли нет досрочные выборы. И второй вопрос, вот попрошу модератора Леонидифорову напомнить этот вопрос, если он забудет, если вы забудете о нем. Попрошу вас ответить откровенно, в каких вы деловых отношениях с господином Филатом. Оказывает ли он вам политическую поддержку или нет? И считаете ли вы его олигархом? Виталий, спасибо. Можете начать со второго вопроса. Да, я могу начать, наверное, со второго вопроса. Чтобы не забыли. Создалось впечатление тогда, когда я начал борьбу против Плохотнюка, создалось впечатление, что я как бы щедро отношусь к Филату. Это впечатление создалось лишь потому, что я тогда воевал против крота, который не был при свете. Я имею в виду Плохотнюка. Филат уже был, крот уже вышедший при свете, и человек, который был на виду у всех, и я тогда сконцентрировал свои усилия против Плохотнюка, показать, какую опасность предоставляет этот вор для этого общества. Извините за такие тяжелые слова, но это тогда так случилось. Поверьте мне, пожалуйста, я никогда не представляю себя как жертвой, но поверьте, я тогда рисковал всем. Я рисковал своей жизнью тогда, когда я начал воевать против этой мафии. И у меня не было возможности тогда воевать на всех фронтах.
Но вы видели, что я, у меня не дрогнула рука, тогда, когда у меня появилась возможность, когда мы уже стали на ноги, когда люди уже меня слышали, когда я мог об этом заявить, я связал этих двух воров вместе, они связали и без меня свое будущее. И я сегодня говорю о том, что сегодня это государство в руках двух олигархов, двух мафиози, Плохотнюк и Филат, которые друг друга стоят, и которые сегодня, после того, как подружились, являются большей опасностью, чем тогда, когда они против друг друга воевали. Вот мой ответ вам, наверное, уже на оба вопроса, потому что я считаю их одинаковыми, одинаковой опасности для нас, для вас, Виталий, для ваших будущего, ваших детей и так далее, и так далее. Что там было в начале? Что касается самого господина Плохотнюка, то есть вы считаете ли, что может его что-нибудь остановить? Нет. И зависит ли что-то от возможных досрочных выборов? Будут ли они вообще, на ваш взгляд? Я боюсь, что этих выборов досрочных не будет, потому что сегодня этих двух мафиози связывает страх. Животный страх против того, что может произойти, если они не будут у власти. Поэтому они будут держаться друг друга как преступники, которые что-то своровали, и у них есть общая цель выжить. И Плохотнюка, к сожалению, очень будет трудно остановить. Сегодня у Плохотнюка есть все средства прослушки и добывания информации про всех и про все в этой стране. У него есть 500 вооруженных людей, которые вооружены до зубов. И Плохотнюк сегодня способен на военный переворот в этой стране только для того, чтобы удержать свои капиталы. Кстати, Плохотнюк стал неуделом в России из-за двух вещей. Это за то, что он тогда обвел вокруг пальца Нарышкина, с одной стороны. С другой стороны, это потому, что Плохотнюк является звеном в одном международном в одной международной сети отмывания денег из России, российских денег. И когда у Плохотнюка есть такое состояние в России, да и в Европе после обличения его как бенефициаром райдерских атак, в этом случае Плохотнюк не видит себе возможность где-то упрятаться от возмездия, кроме здесь, в этой стране, которую он хочет прибрать к рукам. Извините, что я вам сказал, объяснил вот это состояние дел, состояние не безысходное для нас. Можно нам побольше информации о делах в России? Я вернусь, наверное, если у нас будет время, я вернусь. Я думаю, что может быть интересно. Но, Виталий, это не безнадежное наше состояние, потому что в этой стране есть еще борцы, есть еще люди, которые никогда не согласятся жить в стране Плохотнюка и Филата. Ну а вы думаете, что если все подконтрольно, если проверяются, прослушиваются все телефоны и разговоры, что что-то еще можно в такой ситуации? Конечно, Виталий, конечно, можно. Каждый мой шаг или каждый ваш шаг? Вы удивитесь, как можно, как они в один момент рухнет это все в один момент, потому что это все держится на лже, на грязных деньгах, и это не может долго продержаться. Я говорю, в этой стране еще есть люди, которые не согласны с этим, потому что если в этой стране существует человек, который для него закон в плюс ему, хотя бы по одному пункту, нам всем в этом минус, но я с этим не согласен. Я гражданин этой страны, и не только я не согласен, есть десятки, сотни, тысячи людей, как я, которые встанут, которые отодвинут все эти распри и баррикады, о которых мы говорили, которые поставили людей на межэтнических баррикадах, и сегодня воюют триколоры против биколоров и так далее, и так далее. И когда люди это поймут, они соберутся вместе, и не останется ничего из этой мафии.
Спасибо. Виталий, спасибо вам большое. В принципе, а вот если ресурс... можно побольше деталей по России. Вот Noi însă revenim, dar o singură remarcă aici, în ceea ce privește cu alegerile. Domnul Mucanu se contrazice, deoarece resursele întotdeauna sunt limitate. Iar resursele actuale guvernări sunt deja epuizate. Finanțările și jăcmăneala, cum spune, totul are un început și are un sfârșit. De aceea, cum n-ar face, cum n-ar da actuala guvernare până în 2014, nu poate să depă. Eu aș fi bucuros. Eu mă bucur și vreau să cad de acord cu dumneavoastră, vreau să vă cred. Eu am să revin la întrebarea dumneavoastră spunându-vă doar atât. Deci eu sunt un om foarte deschis. Eu tot ceea ce știu, eu spun, pentru că eu sunt persoană publică. Eu nu sunt nici... Eu am spus-o de atâtea ori, nu ca să mă explic foarte exact. Eu nu sunt procuror, nu sunt judecător, eu nu sunt polițist care caut, nu știu ce. Eu sunt doar ostaș. Eu sunt ostaș și mă consider. Eu atunci când spun, deci eu am argumente pe fiecare punct din tot ceea ce am spus și asta s-a adeverit. Bună seara, stimați telespectatori, am revenit în studio. Vom spune poate mai târziu care au fost cauzele de ce ni s-a stins lumina. Acum nu mai e cazul să înșirăm aici teorii conspiraționiste, deși domnul Mocanu spunea că taman s-a întrerupt lumina atunci când vorbea despre domnul Plahotniuc. Nu eu am spus. Și ați spus că comuniștii ar fi mai civilizați, acționau altfel. Da, zic, măi, când am spus despre crimele lui Voronin, nu s-a închis lumina. Da, asta am spus, da. Deci când am spus despre crimele lui Voronin, nu s-a închis lumina, s-a închis atunci când am vorbit despre crimele lui Plahotniuc. Probabil că capacitățile operaționale a lui Plahotniuc sunt în acțiune. S-a aflat la guvernare. Da. Și vorbeam atunci când s-a întrerupt emisia despre Narîșkin, ați spus și despre un dosar. Apropo, da, aici ne-am oprit. Disgrația în care a căzut Plahotniuc în Rusia. Dar nu credeți dumneavoastră că Narîșkin, o persoană cu o postură atât de simpatică, ar putea să-l tolereze pe un Plahotniuc? Nu tolerează, tocmai din această cauză Plahotniuc după asta a și avut probleme în spațiul ăla, cu atât mai mult că eu am să vă spun cât știu deocamdată în această istorie. Deci Plahotniuc atunci a încercat să folosească pe Narîșkin în scopurile lui mafiote de a juca la două capete și i-a reușit într-un fel. Ori această aventură a lui, oricum nu o să-i treacă nepedepsită. Cu atât mai mult că rușii au motive serioase să-l urmărească. Eu cunosc despre un raport a unei agenții care este pe lângă, care dă recomandările, de fapt, FSB-ului rusesc, deci care a recomandat de o listă de 6 persoane, în care este și Plahotniuc, a recomandat business-ului rusesc să nu aibă de-a face cu asemenea persoane, pentru că orice relație cu asemenea persoane va fi considerat de atitudine criminală împotriva statului rus. Și în această listă a avut onoarea să intre și Plahotniuc. Deci trebuie să înțelegeți că așa cum ăsta e tare și mare în Republica Moldova, funia îi se strânge la par din toate părțile și atunci când vă vorbeam de acea rețea de spălare de bani care vine tocmai din China prin Moscova și se oprește la Riga, prin Republica Moldova, are în acea schemă sunt persoane interpuse care sunt acționari la anumite bănci din Rusia și care au nume foarte moldovenești și care au fost deja găsite în satele moldovenești, fie că sunt ciobeni, fie că sunt oameni care nu au un capăt de ață în casă, dar care figurează în schemele lui Plahotniuc ca oameni care au acțiuni în bănci. Și asta deci, e schema lui Plahotniuc, deci, mai sunt din ăștia, dar în capul acestei scheme... Dar la noi așa, scheme... mă iertați, tot ce se petrece e pe fața pământ, Călăruș, Ciubanis. Nu, deci pentru că problema... Nu, m-a interesat că ați spus de o bancă din... țările baltice și noi am mai cunoscut niște persoane implicate în această afacere. Probabil că sunt. Eu vreau să închei cu chestia asta spunându-vă că deci aceste scheme de ce Plahotniuc la ora actuală ajunge în vizorul acestor structuri internaționale, inclusiv rusești. Pentru că, până la urmă, acești oameni pierd pe mâna lor. Din ce cauză? Din cauza că, vă dați seama că omul ăsta a ajuns să nu mai creadă pe nimeni din jurul lui, nici rudele lui, nici apropiații lui, ca până la urmă
el să ajungă să fie, să găsește, să găsească cei care se ocupă de investigații, să găsească că el este beneficiarul final a tuturor acestor mânării. Rezultatul oricum... Că o să-i pună domnul Mocanu un monument, un bust, pentru speculații atâta reclamă face, că ca biograf. Da. Pentru că atâta reclamă în spațiu, în spațiul nostru moldovenesc, unde lumea trăiește cu chestii din astea. Domnule, toți trăiesc cu PR, cu imagine. Eu nu mă gândesc la lucrurile astea de imagine, de PR. Eu, când e vorba de hoț, spun că hoțul e hoț. Când e vorba de faptul că... Și dacă a venit vorba deci, să fiecăruia. Deci, păi, care, astăzi am vorbit, cel puțin care nu, contează. Nu, foarte interesant. Astăzi am vorbit foarte mult de către Plahotniuc, Filat, deci ăștia sunt la conducere. Dar nu l-ați pomenit pe Ghimpu, pe Chirtoacă. Eu nu s-o cot că ei sunt mai puțini hoți. Și în cazul ăsta avem și o întrebare de la spectatori. Luând în calcul, atunci când avem o axă guvernamentală și fără o componentă, n-ar exista guvernarea. Sigur că da, pentru că nu m-ați întrebat. Eu, iată, vă întreabă spectatorii noștri, dacă nu vă supărați. Alexei întreabă, почему ваши обвинения не касаются никоим образом Михаила Гимпу? Все знают, что самый большой взяточник, его министр Анатол Шалару. Aveți perfectă dreptate. Anatol Shalaru, dacă nu fură într-o zi, nu poate dormi noaptea. Anatol Shalaru este un hoț notoriu în țara asta. Și de asta nu slăbește. Da, mine mai puțin mă interesează Constituția lui fizică, mine mă interesează că de pe urma hoților pe care le face acest om, suferă Republica Moldova. Eu spuneam odată și vă repet și cu această ocazie, nimeni nu s-a așteptat că proletarul Ghimpu ajunge în decurs de 3 ani de zile mulgătoare fruntașă în Republica Moldova. Doiarca, Peredavaia, Doiarca. Bine, dar el a fost proletar? Deci cel puțin așa s-arăta. Deci nu, nimeni nu și-a închipuit că ajunge mulgătoare fruntașă și mulge și căile ferate, aeroportul internațional Chișinău, piața centrală și atâta timp cât aceste obiecte nu rag, atâta timp Ghimpu să le mulgă. Trebuie să fiți Ghimpu atent este, că eu nu numai mulgătoare fruntașă, ajuns, dar și președinte interimar. Apropo, înseamnă că Ghimpu, noi suntem ciobeni. Apropo despre Ghimpu, eu aș fi vorbit mai mult în contextul spuselor despre Voronin decât în contextul spuselor despre Plahotniuc, Filat și alții, pentru că pe Ghimpu trebuie să rupem din contextul unor hoți obișnuiți și banali. Ghimpu își îmbracă ca și Voronin hoțiile în haină ideologică și națională și exploatează sentimentele naționale a unor oameni în scopul îmbogățirii personale. Deci aici mai degrabă pe Ghimpu îl plasăm în zona unor mișcări mafiote ideologizate. Și în acest context, atunci când nepotul lui încearcă să dovedească că o capitală a unui stat suveran și independent, Republica Moldova, este mai bine să o conduci românește decât să faci ca această capitală să fie curată, spălată, luminată noaptea și tot așa. Exact. Atâta timp noi avem voie să punem la îndoială sentimentele naționale pe care acești oameni și le etalează. Вам треба Валентин. Не кажется ли вам, что никем не замечаемый Михаил Гимпу уже стал миллиардером, и в определенный момент он станет опаснее других нынешних олигархов? Ну, я не скажу насчет миллиардов, но то, что Гимпу представляет опасность для состояния менталитета в Республике Молдова и психического состояния тех людей, которые находятся рядом с ним, это 100%. И я это подтверждаю, и я уже это сказал, что Гимпу надо рассматривать, сказал на румынском и повторяю на русском, Гимпу надо рассматривать не в контексте Плахотнюка и Филата, но в контексте Воронина, потому что так же, как и Воронин, у Гимпу есть то есть он одевает как бы на все его миллионы вот эту идеологическую форму, которая называется борьба за прав румын в республике. О, мика întrebare, dacă se poate, că totuși... Да, între timp mai așteptăm și intervențiile pe Skype de la critica guvernării și a politicienilor, oligarhi, este bună. Și totuși, ca să facem un pic de un exercițiu de sinceritate,
Cine vă finanțează, domnul Mocanu? Noi, eu am să vă spun foarte exact cine mă finanțează. În momentul în care va dispărea pericolul... Dar asta pentru... e o scuză. Deci, nu, asta nu este pur și simplu o scuză. Eu vreau să vă spun că atunci când averea mea este sechestrată, atunci când eu am... Păi trebuie să existe o sursă de finanțe care... Există, în mod sigur, o sursă de finanțe. Dar nu este tot un oligarh, nu este tot un mafiot? Nu este un oligarh și nu este un mafiot. Dar de unde noi să fim siguri, societatea, că nu vă finanțează însuși Plahotniuc? Dar n-aveți cum să fiți siguri, n-aveți cum să fiți siguri și trebuie deocamdată să mă credeți pe cuvânt, ori să speculați în continuare cu sursele pe care le folosesc. Nu, eu de atât așa vă întreb. Deci, pentru că nu, pentru mine că, ar fi interesant. Eu, din păcate, nu vă pot spune lucrul ăsta. Suportul de la televiziune plasat, destul de scumpșor. Faceți aceste suporturi. Eu mai am încă și alte activități în teritoriu care iarăși costă. Și banii pe care îi utilizez eu în activitatea mea sunt trecuți prin contul Mișcării Populare Antimafie, cont care poate fi verificat întotdeauna. Este adevărat, însă, stimații mei privitori, este adevărat că eu la acest capitol nu pot fi foarte transparent și eu cred că dumneavoastră o să mă înțelegeți, pentru că nimeni dintre partidele politice nici nu au această deschidere, iar eu, dacă m-aș apuca la ora actuală să declar veniturile pe care le am pentru partid și banii din care trăiesc eu, atunci aș putea să mă pomenesc mai bogat decât partidelor lui Filat și Plahotniuc pentru la ceea ce declară ei. Tocmai din această cauză eu sunt nevoit la ora actuală să nu fiu sincer până la capăt în ceea ce ține de mijloacele pe care le cheltui, urmând ca atunci când Mișcarea Populară Antimafie va instala în Republica Moldova o justiție independentă, să comparem cu toții în fața unei justiții independente și să răspundem fiecare pentru faptele sale, inclusiv eu, Sergiu Mocanu, care sunt aici în spațiul ăsta și trăiesc și mă discurc cu formațiunea politică care urmează să detroneze mafia în țara asta așa cum pot. Înseamnă că tot o mafie e în spate. Sincer, este o întrebare de la Vitalie Hotnogu din Cahul. Vă întreabă, domnul Mocan, Mișcarea Antimafie presupun că luptă, în ghilimele, cu mafia din întreaga țară și nu doar cu cei din Chișinău. Având în vedere că la Cahul organizația domniei sale tot are un oficiu, aș vrea să întreb care persoane din Cahul fac parte din ceea ce numește dumnealui mafie, dacă există, evident. Domnul Vitalie Hotnogu, v-am dat deja un nume pe Skype, deci unul dintre numele astea este Butmălai, mâna dreaptă a lui Filat în teritoriu, acolo la Cahul, care îi pare că taie și spânzură el acolo în teritoriu. Eu am să fiu în 2 săptămâni de zile la o emisiune locală acolo la Cahul, în care o să vă spun și alte nume legate de modul în care se comportă la sud, acolo la Cahul, unde e și patria mea și pentru care am un atașament deosebit. La emisiunea trecută, domnul Lițcai ne spunea că 92, dacă ați urmărit firește, dacă nu vă spun eu, că 92 conflictul a apărut din cauza guvernării, din cauza ștabiștilor la Chișinău și Tiraspol. Dumneavoastră, ce părere aveți și ce ne puteți spune la asta? Este o temă foarte largă de discutat. Dar eu cred că războiul din Transnistria n-a fost de evitat. Războiul din Transnistria a avut o sumedenie de motive pentru care s-a desfășurat. Motivul principal era că se ruina un imperiu și sub rămășițele acestui imperiu am fost prins și noi cu o parte din teritoriu. Pentru ca să lămuresc ce a fost pentru mine războiul din Transnistria, unde am luptat 4 luni de zile, a fost o dramă personală a mea, cum a fost o dramă și pentru tot poporul nostru, dar această dramă a fost de neevitat. Eu vreau să vă spun, pentru cei care nu cunoașteți adevăratele motive și adevăratul context în care s-a desfășurat acest război, că eu am avut, fiind în trupele de carabinieri, am avut prizonieri de război care nu știau unde se află. Și asta vorbește foarte mult despre acel război. Nu știau geografic unde se află. Lor li s-au dat pistol automat Kalashnikov, 200 de grame de vodka, și le-au spus să meargă în luptă. Când au fost luați captivi, prizonieri, ei nu știau geografic unde se află. Asta vorbește foarte mult despre acel război. Cum vorbește foarte mult și faptul că eu, fiind deja în spital, după o rană grea la război, am aflat că muniții pentru luptătorii moldoveni și pentru luptătorii din Transnistria se dădeau de la același depozit armatei A14. Vorbește foarte mult despre cei ce și în această situație dumneavoastră, pentru ce ați luptat? Eu am fost unul dintre recruții acelui război. Eu mi-am îndeplinit dumneavoastră vă răspundeți la această întrebare. Eu am luptat pentru independența Republicii Moldova. Dacă noi nu ocupam 7
7 km în adâncime de la Vadului Vodă până la deasupra la Coșnița, între Pohrebea și Dorățcaia, tunurile separatiștilor care puteau fi puse pe malul celălalt ajungeau să bombardeze Chișinău. Eu până acum mă consider un ostaș motivat și viteaz al acelui război și nu regret nicio clipă, nici măcar rana pe care am avut-o acolo, că am rezistat și am stat la Nistru pentru independența acestei țări. Problema este că se dai un calificativ la ceea ce s-a întâmplat în 92, singur nu poate exista. Exact, sigur, e foarte complicat. Deoarece domnul Lițcai era de partea cealaltă, el fiind tot cetățean al acestei teritorii. Și cei care luptau de partea cealaltă, în mare majoritate, tot erau cetățeni acestei țări. Să vorbim pentru integritatea țării, este cam mult. Eu n-am spus integritate, dumneavoastră spuneți integritate. Independență. Dar independența presupune integritate. Nu este adevărat. Nu vă sperați, avem un sunet pe Skype. Bună seara! Добрый вечер. Жилюк Александр. Я хотел что спросить господина Макана. Кахулов вот. Заяктив. Алло, говорите. Да-да. Значит, я проанализировал то, как шла передача. Половина времени потратили на обсуждение того периода коммунистического правления. Далее вспомнили Плохотнюка, немножко Филата. На 15 минут застряли на Гимпу. Не пора ли как бы начать говорить о проблемах актуальных, которые действительно интересуют Молдову, то есть о таможенном союзе том же, о запрете символики, о той героизации фашизма, которая сегодня происходит. Взяться за то, что интересует конкретно людей сегодня. Александр, это, во-первых, не мой профиль. Во-вторых, вы заблуждаетесь. Это не насущные проблемы Республики Молдова. Александр, вы, наверное, счастливый человек, и вас не... То есть, получается, дешевый газ – это не актуально для Молдовы? А вот там какая-то мафия мифическая, которой вы не предоставили ни одного доказательства толкового. Это, да. Таможенный союз действительно мифическая организация, потому что он не существует в помине, в природе. А мафия это конкретно то, что душит ваших сограждан. Если вы не чувствуете, что ваша жизнь сегодня, уровень вашей жизни падает с каждым днем, не из-за того, что мы сегодня не являемся членами Евразиатского союза, а из-за того, что мафия душит все в этой стране. Таможенный союз и Азиатский союз – это миф, и мы не стоит сегодня обсуждать. У нас есть внутренние проблемы Республики Молдова, а стоимость на газ не решается этим путем, который предлагают наши политики. И то, что сегодня, кстати, Молдова платит самую большую цену за газ, это Россия этим исключила себя, то есть из механизмов, путем, через которых она может что-то решить в Республике Молдова. Потому что мы все, что можем платить, уже платим. А насчет запрета символики, вот у нас еще один вопрос, тоже присоединяется к Александру. Я не знаю, о чем идет речь, когда вы говорите о запрете символики. О чем коммунистической символике, серпа и молота. А, ну это, извините. Вы об этом говорили, Александр? Александр, да, естественно, об этом. Запрет символики – это прихоть Михая Гимпу, который он так видит войну с коммунистами. Я считаю, что есть более... Но это вопросы и государственности молдавской. И обоснование в этой стране достаточно было запретить Воронину гулять на воле. И эта страна бы пошла по правильному пути. А запрет символики... Сразу бы все обогатились. Нет, не то, что обогатились бы. Эта страна, решились бы все проблемы. Эта страна пошла бы по правильному пути, потому что зло должно быть наказано. Ну, Плохотнюк бы остался. Воронин Плохотнюк с 2009 года не у власти. И тем не менее, страна пошла не по правильному пути, а наоборот. Правильно, потому что... Вниз по вертикали. Потому что то, что оставил после себя Воронина, а Воронин оставил после себя Плохотнюка. А в каком году Плохотнюк появился возле коммунистов, скажем так? Он появился возле Олега Воронина еще в 2002 году. Не, возле коммунистов. При чем тут Олег? А почему? А при чем, я вам скажу, я
очень уважаю вас, тех людей, которые голосуете за коммунистов. Я даже понимаю вас, почему вы голосуете за коммунистов. Но вы не понимаете, что голосуя за коммунистов, вы оказываетесь заложниками семьи Воронина, которые так же, как и эти, воровали тогда. И эта система, я всем говорю, то, что коммунисты и нынешняя мафиозная власть, это одно и то же, в принципе. Но и, почему-то тогда и меньше народа жаловалось, и сейчас поголовно. И движение антимафия является антисистемной партией. И я уверяю вас, что в этой стране, тогда, когда люди, которые думают так, как я, придут у власти, эта страна будет выглядеть по-другому. Лия, можно немножко продолжить еще? Да. Продолжите, конечно. Я, значит, хотел бы узнать, господин... у меня есть последовательность вопросов, я вначале хотел бы задать такой вопрос. Как вы относитесь к экспроприации собственности вот после революции 17-го года? О, для меня слишком трудный вопрос. Я хорошо отношусь... Вы видите, какие подковитые молодые люди. Александр, я могу вам сказать, как я отношусь к референдуму. Единственный референдум, который... Ну, опять же, это риторический. Нет, все-таки по экспроприации собственности. Это риторический вопрос. О государственном ли всей собственности. Я плохо отношусь к этому. Я плохо отношусь к той экспроприации, но я хорошо отношусь к риторически говоря, отношусь хорошо к референдуму, единственный референдум, который должен проводиться в Республике Молдова, это экспроприация семей Воронина, Плахотнюка и Филата, и ГИМПу. Тогда можно продолжить? Да. Значит, я вот просто думаю как, вся мафия появлялась в лихие 90-е, далеко, задолго до появление Воронина вообще на политической арене Молдовы. Правильно. И когда Воронин пришел к власти, партия коммунистов пришла к власти, она столкнулась с мафией, которая уже хорошо функционировала на территории Молдовы, была конкретно де-факто у власти. И было два варианта. Либо потихонечку эту уже олигархическую систему, которые мафиозники, которые начали легализовываться, они стали олигархами как раз. Ее надо было как-то либо потихонечку выводить на чистую воду. Либо возглавить. Кто исправился, их уже невозможно трогать. Кто не исправился и в старое, наступает в старые лужи, их сажать. Да? Либо второй вариант, это экспроприация. Когда вы в начале передачи позволили себе оговориться так, что типа разница между периодом правления коммунистов и сегодняшним правлением, это то, что при коммунистах Воронин управлял мафией, а сегодня... управляет мафия, управляет государством. Вы себе такое позволили. Вы предположили, значит, то, что Воронин, придя к власти, должен был полностью все экспроприировать, отобрать у всех и честно заработанное, и нечестно заработанное, потому что там тяжело было разобраться, что честно заработанное или нет. Так ведь? Александр, вот подходите, я спросил, как вы относитесь к экспроприации? Александр, я из Кагула, подходите ко мне в Кагуле, я буду через 2 недели. В Кагуле, если знаете Сергея Крычуна, это мой одноклассник и тот, который сегодня является лидером антиматии в Кагуле, подходите и мы поговорим насчет этого, потому что слишком долгая тема. Я не оговорился тогда, когда я сказал про вот ту фразу, которую вы повторили сейчас. Я именно то и хотел сказать тогда. Да. Александр, спасибо вам большое за вопрос, за диалог. И если возвращаться к теме символов, вот согласно концепции нашей программы, мы обсуждаем новость на нашем сайте. У нас есть... Можно одну минуточку, я скажу на предмет того, что ответы были длинными. И... Тогда у вас короткий ответ, чтобы... Да, фарт и скорт. Респонсор Лидом Мокану... Arată încă o dată când sufletul domniei sale este un egocentrist nemaipomenit, chiar și răspunsul cu faptul că în capul filialei Cahul este un coleg de clasă, se vede că cu adevărat dumneavoastră aveți o frustrare de față de persoanele astea și încercați să vă formați în loc de mișcare antimafie, o mafie proprie. Ei, prostii.
Nu vă supărați de... Da, nu, eu am vedere că ea va deveni atunci când veți veni la guvernare. Deci dacă noi vorbim ca să umplem eterul ăsta, adică... Deci ce deducție e asta? Deducție prin faptul că dumneavoastră dați niște răspunsuri că Uniunea Vamală nu există, deși ea există, slavă Domnului, și dă și rezultate. Nu vă interesează problematica ce ține de niște oportunități care ține... Dar asta e deja din alt domeniu. Dumneavoastră îmi spuneați despre frustrările mele legate de... Nu, este pentru că cetățenii care v-au pus întrebări, v-au adresat niște întrebări ca unui lider politic. Da, dar nu îi lăsați să judecii... Presupus poate că lider politic, pentru că din ceea ce am ascultat astăzi în toată emisiunea, noi am ascultat un eu, adică denotă un egocentrism, niște frustrări personale profunde. Sunteți cumva psiholog? Slavă Domnului, am cunoștință de... Da, dar uitați că în psihologie, pentru că eu am făcut psihologie, în psihologie spune că cuvântul eu și pronunțarea lui repetată denotă nu atât faptul egocentrismului, cât responsabilității pe care și-o spune omul. Deci eu atunci când... există analizele psihologilor care spun omul care pronunță eu. Deci, dar nu există rezultate după asta. Da, nu, stați o clipă. Eu nu știu ce aveți dumneavoastră în vedere prin rezultate. Eu am foarte multe rezultate în 2 ani de zile de când lupt împotriva acestei mafii. Foarte multe rezultate. Și atunci când eu spun eu, deci eu accentuez responsabilitatea pe care mi-o iau pentru vorbele pe care le spun. Eu atunci când vorbesc într-un spațiu unde eu nu sunt văzut, chiar spun eu, Sergiu Mocanu, pentru ca să știe foarte exact cine stă în spatele vorbelor astea. Dar asta este responsabilitatea. Arată că vrei să devii un fel de mai ceva ca despot. Ce pentru vreau că eu nu poate întruchipa în sine puterea. Asta este responsabilitatea este și obligațiunea față de cetățeni. Nu, deci eu prin asta redau doar responsabilitatea. Dacă nu vă supărați, domnilor, mai discutăm și o știre care a fost plasată pe site-ul Agenției Omega despre un personaj care acum a devenit analist politic, s-a transformat în analist politic, am în mână lucrarea lui științifică și dacă îmi permiteți vreau să vă citez doar un pasaj foarte scurtuț, după care anunțăm și numele acestuia și discutăm pe marginea acestei cărți. В процессе созидания социализма в СССР утвердился новый образ жизни советских людей. В программе КПСС подчеркивается, что в социалистическом обществе складывается основанный на социальной справедливости, коллективизме и товарищеской взаимопомощи социалистический образ жизни, дающий человеку труда уверенность в будущем, духовно и нравственно возвышающий его как творце новых общественных отношений собственной судьбы. Dacă voi îl cunoașteți, atunci să-l cunoască și toată lumea. Este carte semnată de Anatol Țăran. Acum, analist politic Anatol Țăran se numește «Изменения в трудовой сфере образа жизни трудящихся Молдавии». Cartea este publicată în 89, atunci când cred că nimeni nu mai deja impunea noi pe eram nimeni. În stradă. Nu, noi deja eram în stradă. Nimeni mai impunea pe nimeni să facă acest lucru. Cartea a fost redactată, redactorul responsabil a fost domnul Sandulache, cel despre care astăzi s-a vorbit, chiar Lucia, care a sunat, a spus despre cele 400.000 de euro. Dumneavoastră, cum credeți? Oameni care în perioada în care n-au fost siliți de nimeni, așa cum se spune, nesiliți de nimeni, au făcut astfel de lucrări orientate pentru propagandiști, așa e scris aici, adresate propagandiștilor. Acum, ce formare de opinie poate să facă? Eu nu știu, mie Țăranu nu-mi place, nu mi-a plăcut nici atunci, eu îl cunosc de mult, Anatol Țăranu, eu îl consider... Nici nu știu cum să vă spun. Deci, este o persoană aservită oricui și și-a făcut o afacere din aventura vorbe goale în spațiu public, pentru că eu știu că el își vinde serviciile foarte iscusit și foarte scump lui Filat la ora actuală. El a mai scris atunci o carte, Calea spre comunism, și probabil că era la fel de sincer cum este acum sincer în analizele lui, prin care lustruiește imaginea unor golani împroprietăriți cum e Filat și Plahotniuc.
Deci, din păcate, eu l-am numit undeva, el nu e atât țăranul cât e Iobago, un fel de țăran Iobag al analizei politice din Republica Moldova, și atitudinea mea vis-a-vis de asemenea persoane care se dau cu părerea în spațiu public este una cunoscută, pe care am spus-o întotdeauna, și de fapt prin faptul că ați spus ceea ce ați spus acum, ați spus un lucru care este un fapt, și cu atât mai mult că el este coautor cu acest Petru Sandolache, care este un simplu escroc. Mai țineți minte cum a exploatat acest escroc de Sandolache sentimentele lui legate de atașamentul lui pentru declarația de independență a Republicii Moldova. Și-a căutat-o, și-a dezgropat-o, și-a dus-o la SIS și nu ce-a mai făcut. Ori în spatele acestei manifestări publice și apropierii de filat, stătea interesul lui de a se căpătui cu niște bani. Și s-a căpătuit. Deci noi avem acești oameni, și asta dovedește, apropo ceea ce ați spus dumneavoastră acum, asta dovedește încă o dată ceea ce vă spun eu. În țara asta, elemente politice, elemente de program politic, de ideologie, de atașament la doctrine politice, de atașamente geopolitice, toate fac obiectul speculațiilor în scopul îmbogățirii unor oameni care vin în spațiu public numai pentru asta. Iar în spatele la toată chestia asta stă toată sărăcia asta generalizată. Iată, dumneavoastră vorbiți despre accesul la putere. Poate vorbim un pic și despre noul sau codul electoral modificat. Acum avem un exemplu după alegerile din autonomia găgăuză, când în spatele așa ziselor candidați neafiliați, independenți, foarte mulți oameni de afaceri, oligarhi locali, au candidat la funcția de deputat în adunarea populară din Găgăuzia. Cum credeți, ce se va întâmpla când va fi aplicat acest nou mecanism la nivel național? Și deja la Chișinău se știe cine este adevăratul stăpân al acestor candidați independenți. Autorul acestei inițiative este nimeni altul decât Vlad Plahotniuc. Acest om înțelege foarte exact că el, politic vorbind, fiind membru unui partid în care el investește foarte mulți bani, nu o să reușească să ajungă lider de partid în sensul ăsta, și atunci Plahotniuc a găsit această cale. Votul majoritar în situația asta este o cale descrisă spre sacii cu bani care vor veni și mai abitiri în politică pentru a prelua totul. Și deci la nivel național? Și la nivel național. Aici este pericolul cel mai mare. Noi avem un sistem electoral echilibrat atunci când vorbim despre o singură circumscripție și vot proporțional, și toată demagogia care se face în scopul trecerii la un alt sistem pe care o face Plahotniuc este tocmai pentru a prelua controlul asupra politicii în Republica Moldova prin persoane bogate care vor cumpăra voturile în teritoriu. Știți dumneavoastră astăzi că liderii din sate peste tot sunt șefii de bar din sate? Apropo de indemnizații sociale, ceea ce ne întreba doamna de la Cerenșlia, și o să revin la subiectul ăsta, ca să înțelegeți ce se întâmplă în satele noastre la ora actuală, sistemul de protecție socială este folosit drept armă de subordonare politică a localităților noastre rurale. Și sistemul social este dirijat de... Sigur că da. Este dirijat prin aceste persoane. Liderii de baruri, sunt 3-4 baruri în sat, și fiecare lider de bar este ori liderul Partidului Liberal Democrat, ori a Partidului Democrat, deci din arcul guvernamental. Deci acești lideri de partide, care sunt șefi de baruri, ei dau listele persoanelor vulnerabile la poște pentru ca să li se dea indemnizații de la stat, indemnizații sociale. Păi să știți că cei care ajung în listele cele, ăștia sunt cei care sunt datornici la barurile din sat. Și ăștia de la baruri merg și iau banii direct de la fondul social, de la poște, fără să mai treacă pe la datornicii lor care sunt în listele de la bar. Este un sat aici, nu departe de Chișinău, la 20 de kilometri de Chișinău, vă duc și vă arăt, este o școală în sat, în centrul satului, și din școala aceea sunt 3 porți. Ieșirea din curtea școlii. Păi în fața fiecărei porți din curtea școlii stă câte un bar. Numai copiii care sar gardul n-ajung în barele din sat. Și asta e reforma lor europeană. Și vroiam să vă mai întreb ceva, dar cu citatul pe care l-am selectat și l-am făcut public, citatul dumneavoastră. Cred că se încheie discuția. La 29 iulie 2009, în lipsa unei alternative, am instalat mafia la guvernare în Republica Moldova. Vă aparține această frază, un scurt comentariu și încheiem discuția. La 29 iulie 2009,
generalizând pentru toți alegătorii, cei care au votat pentru Alianța pentru Integrare Europeană, s-a făcut un vot pentru instalarea unei mafii la guvernare ca alternativă comuniștilor. Ceea ce a fost o etapă proastă, o inspirație proastă pentru populația din Republica Moldova. Eu m-am referit și la motivele mele personale atunci de a da un vot pentru una dintre componentele Alianței pentru Integrare Europeană și asta cred că este ultimul vot, sper că este ultimul vot dat unor oligarhii și unor mafiozi. Republica Moldova are o șansă, Republica Moldova are o șansă de dezvoltare europeană. Eu cred cu tărie în lucrul ăsta și atunci când vă vorbeam despre mișcarea populară antimafie, vă vorbeam despre o mișcare care va schimba sistemul din Republica Moldova, aducând în organele de drept din Republica Moldova o misiune de supremație a legii, așa cum s-a întâmplat în țările răvășite de război din fosta Iugoslavie, supremația legii, când spun lucrul ăsta, instalarea a unei justiții în Republica Moldova, în drepturile, în interesul cetățenilor, care va atrage după sine și investiții, și dreptate socială, și multe alte lucruri. Nu vă spun asta, cred că oamenii deja s-au cam decepționat de toată lumea din câmpul politic. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, domnule Mocanu. Și eu vă mulțumesc foarte domnule mult. Gureu, vă mulțumesc foarte mult că ați dinamizat astăzi emisiunea noastră. Stimați telespectatori, ați urmărit emisiunea Prime Time în direct pe site-ul agenției Omega. Vă mulțumim că ați fost fideli și ați stat până la sfârșit cu noi, chiar în pofida faptului că ni s-a stins lumina.